Salutare, oameni buni! Astăzi o să fac un bilet pentru ziua de vineri. Ieri am avut un ghinion enorm, exact de ce mi-a fost frică, nu am scăpat. Meciul lui Fulham, returul acelei semifinale de play-off pentru promovare. Am jucat 1x și 0-3 goluri și meciul s-a terminat 1-2. Sunt ghinion exact la asta, m-am gândit că și la o înfrângere, la un singur gol, Fulham se califică. Astăzi, pentru vineri, 31, avem din Liga 1, în grupa de campionat, FCSB CFR Cluj. Creu șanse mari încă și pentru ei să câștige titlul. Trebuie neapărat însă să se câștige cu FCSB. Universitatea Craiova are meci la Astra, care e echipă mult mai slabă. Cei de la Craiova vor câștiga acolo. FCSB cu CFR vor fi un meci de 1-3 goluri. CFR în ultimul meci a bătut destul de chinuit 1-0 pe Botoșani. Cei de la FCSB în ultima etapă cu Gazmetan și-au odihnit mulți jucători, i-a trimis într-o scurtă vacanță pe Man, Coman și Tănase. Astfel încât și astăzi cota al CFR este un pic mai mare, pentru că nici CFR nu joacă deloc extraordinar. Foarte mulți s-a spus că au fost infectați, dar până la urmă s-a depistat că erau fals pozitive testele jucătorilor, doar vreo 5 sunt absenți, pe 1 în continuare a fost absent. Iar la FCSB se pare că s-ar fi întors jucătorii aceia mai buni, s-ar putea să joace. Nu neapărat că o să fie încrâncenați ca să câștige, dar vor juca relaxat și cred că jucătorii FCSB se vor duce în atac. Așadar, nu sunt atât de sigur de victoria CFR, pentru că CFR efectiv nu joacă grozav, nu joacă deloc grozav. Astfel că o să joc CFR Cluj, marchează 1-3 goluri, este pe locul 2, trebuie să bată. Dacă dă un gol 2, după aia cred că va ține de rezultat. Și astfel acopăr și un eventual 1-1, 1-2-2, dar CFR trebuie să marcheze și peste 3 goluri, e greu de crezut că marchează. Apoi, din Cupa Ligii Franței, PSG m-a enervat la culme data trecută când a jucat în Cupa Franței cu Saint-Étienne și a jucat mizerabil, n-a avut niciun pic de atitudine. Prima repriză au dat un gol repede, dar după accidentarea lui Mbappe, care a fost scos pe targ, n-a mai vrut să evolueze, n-a mai vrut să riște. Cei de la Saint-Étienne având o atitudine destul de agresivă în acel meci și o să jucăm la PSG, că marchează 2 goluri în meciul ăsta cu Lyon, pentru că Lyon cred că va juca mult mai deschis. Lyon a jucat doar amicale în perioada asta, PSG a jucat doar meciul ăsta de Cupa Franței, unde a jucat destul de modest, dar aici cu Lyon, care joacă mai deschis, cred că PSG marchează 2 și o să o joc pe echipa pariziană, că marchează 2 goluri. Datele marchează 2 goluri la cota de 1.40. Apoi încă un meci din Elveția în prima ligă. Titlul pare că s-a cam decis. Cei de la Young Boys sunt la 5 puncte în fața lui St. Gallen și mai sunt doar 2 etape. Young Boys deci joacă la deplasare la Zion și un egal ar fi de ajuns oarecum. Iar St. Gallen cam trebuie să bată, este pe locul 2. St. Gallen ăștia sunt pe 2 și ei cred că vor câștiga destul de lejer, având în vedere că Zamas e ultima și deja matematic retrogradată în Liga Secundă. Cu Thun 1-2 și cu Basel a pierdut 0-5. Basel care și-a revenit un pic acum pe final, în ultimele 3-4 etape. Astfel încât St. Gallen aici de pe 2, eu zic că va juca ofensiv, va juca să bată 72 de goluri. Doar cu Basel aici n-a dat gol, în rest să joc St. Gallen 1-2 plus goluri. St. Gallen câștigă și marchează 2 plus goluri. 1 și 2 plus la 1.33. Din aceste 3 meciuri facem o cotă de 2.46. Ăsta e biletul meu. Mersi de atenție. Baftă la pariuri.